Microfonul de aici. M-auziți? M-auzi? Tu m-auzi? Da? M-auzi bine? Da. Perfect. O să vă întreb ceva dimineața asta. Ce crește în pădure? Crește în pădure și are așa un picior și o pălărie. Știe cineva? Nu, no, nu le ziceți, nu le ziceți. Știe cineva ce crește în pădure și are așa o... Ia să vă arăt. Știe cineva ce e asta? Știe cineva ce e asta? Ce e asta? Masă. Exact. O ciupercă. Ciupercă. Mai mulți ani în urmă, cineva vrea să cumpere o ciupercă. Dar hai să vă întreb altceva. Cui plac ciupercile? Vă plac ciupercile? Mănâncă cineva ciuperce? Tu mănânci ciuperci? Ciuperci punem în pasta. Ei, vezi dacă merge treiul. Da? Ia. Are ciuperci deasupra. Era un bucătar. Știe cineva ce e la bucătar? Ce e un bucătar? Știe cineva ce e la un bucătar? Ce e la bucătar? La pizza. La pizza. Bucătar la pizza. Perfect. Era un bucătar care făcea mai mult decât pizza. Făcea tot felul de mâncăruri bune și îi trebuia o ciupercă, dar nu o ciupercă din asta. Îi trebuia o ciupercă care se numește White Truffle. Ciuperca asta, White Truffle, nu o găsești la magazin aici. Sunt foarte, foarte scumpe și foarte, foarte rare. Și se gândea el că îi trebuie să cumpere o ciupercă asta să facă o mâncare nemaipomenită. Și a auzit că cineva vine cu ciuperca aia care crește numai în Italia. Știe cineva unde e Italia? Aici, în America? Da? Nu e chiar. E mai încolo. Mai încolo. Zburăm peste ocean și acolo e Italia. Și a auzit bucătarul ăsta că cineva din Italia aduce o ciupercă din asta în America aici. Și a zis, trebuie să mă duc acolo să o cumpăr. Dar știți care e cazul? Și alți bucătari vreau să cumpere ciuperca aia. Și ce credeți că s-a întâmplat? Cine a adus ciuperca a zis, ok, dacă sunt așa mulți oameni care vor să o cumpere, ce o să facem? O să facem auction. Știe cineva ce la auction? Nu știe. Prea tineri pentru asta. Pune ciuperca pe masă și după aia întreabă, cine dă mai mult pe ciuperca? Și cineva spune, eu dau $100. Și ce? Cineva a dat $100. Vrea să dea cineva mai mult pe ciuperca asta? Cineva spune, nu, dă-mi 1000. O să-ți dau $200. Altă persoană, nu, o iau eu, $300. Și uite așa, prețul merge în sus, în sus, în sus. Cu cât credeți voi că s-a vândut ciuperca aia? Ciuperca avea 2 pounds jumătate, aproape 2 pounds jumătate. O ciupercă destul de mare. Știe cineva cu câți bani s-a vândut ciuperca aia? Cât crezi că s-a vândut ciuperca? Câți bani? Mult. Mult. Cât? $100? $500? Mai mult. Cine poate să... Mai mult. Mai mult de 500. Cât? 700? 800? 1000? Ciuperca s-a vândut cu $35,000. Și chiar când rămăsese el cu încă cineva care mai vrea ciuperca, când a auzit bucătarul celălalt că $35,000, a zis, pentru o ciupercă, $35 nu se merită. $35,000 nu se merită. Ia-o tu. Și a luat ciuperca și așa de fericit a fost că a luat ciuperca aia. Vă închipuiți cât de mult costă o farfurie de mâncare la restaurantul lui, dacă urma o ciupercă e $35,000. Ce vreau să vă spun dimineața aceasta? Ce valoare avem noi? Ce valoare aveți voi? Câți dintre dumneavoastră ar da pentru copiii aceștia $1,000? Câți dintre $1,000? 2,000? 3,000? 10,000? Prea puțin. Cine ar da $1,000,000 pentru copiii ăștia? Încă e prea puțin. Vedeți? Copii, voi aveți valoare. Voi aveți valoare. Voi prețuiți mulți. Iisus a murit pentru noi. Dumnezeu a dat pe Fiul Lui, pe Iisus, ca să moară pentru noi. Așa de valoros suntem pentru El. Totdeauna să vă gândiți la acest lucru. Bine? Vă mulțumesc!